Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Facem Profit aici la Canal 33. Sunt Angelo Ducanu, antrenor de oameni mari, pe scurt coach, trainer și consultant de business. Și alături de invitații mei căutăm și bineînțeles găsim soluții practice pentru toate domeniile din România care își doresc să facă profit. De fiecare dată după sărbătorile de iarnă auzim oameni care se plâng de kilogramele în plus adăugate și care își promit că vor începe să dea jos de luni, de luna viitoare, de cine știe când. O parte dintre ei chiar se apucă de treabă, iar o parte dintre ei amână data începerii, poate spre vară sau poate chiar până la anul în ianuarie. Cei care chiar se apucă de treabă ar trebui să-și ia informațiile corecte și validate de oameni care știu ce vorbesc, care au învățat despre asta și care știu exact ce poate face bine organismului și, din contră, ce poate să facă rău organismului. Un astfel de om pregătit am adus și eu astăzi alături de mine, care să ne vorbească despre nutriție și fasting, ca să găsim cea mai potrivită soluție pentru fiecare, mai ales cu programul haotic din zilele noastre. Așadar, bine a venit alături de mine, doctor Alexandra Moise. Bine te-am găsit, Angel, și mulțumesc de invitație. Cu mare drag, doctor Alexandra Moise aici de față este medic gastroenterolog supra-specializat în nutriție. Este pasionată de medicină preventivă, fasting și longevitate, concepte de care s-a ocupat intens în ultima perioadă prin crearea de programe specifice cu rezultate remarcabile. Îi place să vorbească foarte mult despre ceea ce face cu pacienții în cabinet și modul cum acest lucru le schimbă viața. Consideră că a mânca este o necesitate, dar a mânca inteligent în lumea modernă este o artă și o să aflăm imediat ce înseamnă. Iar citatul lui preferat este: cei care cred că nu au timp pentru o alimentație sănătoasă, mai devreme sau mai târziu vor trebui să găsească un timp pentru a trata efectele, respectiv boala. Așadar, Alexandra, aș vrea să intrăm așa direct în pâine, dar pentru că vreau să le arătăm oamenilor de ce merită să stea următoarele 45 de minute alături de noi, aș vrea să te întreb în primul rând, cum ai ajuns să studiezi nutriție? Da, am ajuns să studiez nutriția din nevoia de a ajuta cât mai mult pacienții, din nevoia sistemului românesc de sănătate, care din păcate nu dezvoltă deloc această parte de nutriție în spitalele de stat. Eu fiind gastroenterolog la bază și studiind sistemul digestiv, fiecare om care venea și era tratat pleca cu întrebarea: dar eu ce mănânc? Okay. Și mereu mi-am pus întrebarea asta: dar eu ce mănânc? Ce o să le spun eu pacienților? Astfel încât în pregătirea mea de rezidențiat mi-am dorit să dezvolt partea asta de nutriție și chiar am făcut o pasiune pentru ea. Okay. De aici și supra-specializarea mea în nutriție și simt că așa pot să ajut mai mult omul din fața mea prin abordarea asta nutrițională. Pe lângă faptul că, da, sunt medic gastroenterolog la bază, mă ocup astăzi foarte mult de nutriție și îmi place foarte mult. Foarte tare, te-am întrebat, pentru că știu că nu e un domeniu foarte activ la noi în țară, exact. Dar din contră, e poate lăsat așa deoparte sau a ajuns să fie, să spunem așa, propovăduit de niște oameni care n-au de ce să spere pe mine, dar poate n-au niște ani de medicină, respectiv vreo 6 minim, acolo în spatele acelei, nu știu, idei pe care eu propag. Exact, exact. Din păcate, în România, partea asta de nutriție o poate face oricine, chiar dacă nu are pregătire medicală, dar m-am gândit că, din perspectiva mea, momentul când văd lucrurile în perspectivă medicală, este mult mai ușor și simt că ajut omul mai mult. Super. Uite, pentru că e o emisiune importantă despre antreprenoriat cu antreprenori, cu oameni de business, ar vrea să te întreb cât de mult ne influențează modul în care ne alimentăm, viața noastră în general și automat productivitatea. Da, foarte mult ne influențează, asta pot să spun. E întrebare retorică, dar vreau să aflu răspunsul. Exact. Da, ne influențează foarte mult concentrarea, modul cum ne alimentăm. În momentul când avem o alimentație echilibrată, când avem o alimentație plină de nutrienți, cum le spun eu pacienților, ne punem combustibil cât mai de bună calitate în rezervor, astfel vom funcționa mult mai bine și da, vom face alegeri bune și pe plan de business. Pentru că, da, lucrez cu foarte mulți oameni ocupați, cu antreprenori, și după 2-3 săptămâni de program cu mine vin și spun: dar viața mea s-a schimbat total. Și exact, asta se schimbă, pentru că avem altă viziune asupra vieților. Au claritate asupra procesului, învață ce trebuie să facă bine pentru corpul lor. Că în momentul când faci ce e bine pentru tine și lucrurile din exterior merg se bine. Văd. Exact, reflectă în tot ceea ce faci. E întrebarea așa, mai mult doar de ajutor, să spun așa. Cât de ușor sunt sau cât de comod schimbă oamenii ceea ce fac ca și obicei alimentar,
în obiceiurile noi pe care tu le recomanzi? Da, e o întrebare grea din punctul meu de vedere, pentru că e foarte greu. E foarte greu să schimbi obiceiurile unui om, mai ales că în prima fază, în prima consultație, când se văd pe mine, eu deja propun niște schimbări. Și am ajuns pe parcursul anilor să-mi dau seama că acele schimbări trebuiesc să fie mici ca să poată să fie susținute pe termen lung. Pentru că dacă eu prima dată când mă văd cu pacientul, încep să schimb masa, hidratarea, somnul. Deci vorbesc de multe aspecte, pare ușor în momentul când le spun, dar în momentul când le implementăm și omul ajunge acasă și zice, uite, m-am pus să fac și aia, și aia, și aia, nu mai e chiar așa ușor. Și de multe ori renunță, apare frustrarea, de aceea spun că schimbările acestea ar trebui făcute cu blândețe. Cu blândețe. Exact. E bine să fie făcute cu blândețe, doar că unele obiceiuri necesită un pic disciplină, aș putea să zic așa, mai ales în lumea asta haotică, unde birou, casă, masă, de toate. Exact. Mai vine și doamna doctor Alexandra, care spune, fără aia, fără aia, gata, nu mai... Sunt două variante, ori nu mai fac aia, ori nu mai fac aia. Nu vreau să fiu un baubau de multe ori, dar spun că e bine să facem ce trebuie pentru corpul nostru. Și la început, schimbările acestea pot părea greoaie, dar în momentul când le punem în practică și vedem cât de bine funcționăm cu un combustibilul cel mai bun, parcă nu ne mai întoarce de unde am plecat. Să zic că poate la început, poate trebuie să fii puțin baubau pentru oamenii care nu vor să schimbe nimic, dar mă gândesc că după aia, după ce văd primele beneficii, devine ei proprii babau, apropo de obiceiurile proaste. Da, prefer în momentul când fac aceste schimbări să vorbesc cu pacienții, să le explic de ce facem acele schimbări, că în momentul când au acest de ce, e mult mai ușor de implementat. Înțeleg principiul din spate. Exact, exact. Ce faci de obicei cu pacienții în cabinet? Cu ce vin cel mai de la tine? Cu ce provocări sau cereri? Pe partea de nutriție, în momentul de față, mai ales, cum ai zis și la începutul emisiunii, vin cu dorința de a slăbi. Acum cred că s-a umplut agenda ta, corect, după asta. Exact. Okay. Toată lumea începe din ianuarie, toată lumea începe de luni de asta și vreau să sfătuiesc pe toată lumea că trebuie să începem de mâine sau chiar de asta să facem o schimbare, dacă ne dorim, nu de mâine. Întâmplarea face că anul ăsta a fost 1 ianuarie lunea și chiar vorbeam cu o parte din clienții mei care își propunea multe lucruri de la începutul anului și de luni, zic, na, că acum s-au legat, ce faci? Și știi că nu prea mai ai. M-am gândit și eu la aspectul ăsta și mi s-a părut foarte, foarte bună potrivirea. În special. Deci își doresc majoritar să slăbească, pentru că asta este boala omului modern, să spun, obezitatea, din păcate. Am văzut peste ocean. Poți să dai cifre în România? Suntem săriți rău din obezitate? Da. În ultima perioadă și din păcate partea asta de obezitate se răsfrânge și asupra copiilor, ceea ce spun eu că este din ce în ce mai gravă și din cauza că lumea modernă nu mai face absolut nicio mișcare, da? Stăm la birou, mergem cu mașina, nu mai mergem absolut deloc pe jos, apar și kilogramele în plus. Sedentarismul aduce kilograme în plus și kilogramele în plus, din păcate, sunt un precursor pentru multe, multe alte boli. Diabet și așa mai departe. Asta este principalul motiv, de multe ori slăbitul și, cum le spun eu pacienților, este un drum de lungă durată, pentru că nu tratăm doar efectul, dar va trebui să discutăm și despre cauza acestor kilograme, să le conștientizăm pentru a putea face un stil de viață și pentru a păstra kilogramele de acum din obiectivul nostru și la care ajungem împreună pe termen lung, pentru că nu este o soluție să slăbești și apoi să te reîngrași. Da. Pe lângă faptul că slăbesc, eu fiind gastroenterolog la bază, fac și nutriție terapeutică, pentru că dacă ne balonăm, dacă ne doare burta, dacă avem tot felul de simptome în sfera digestivă, mă ocup și de partea aceasta, mă ocup și de partea de longevitate mai nou, da, și longevitalitate. Și aici este un segment adresat antreprenorilor în cea mai mare parte, da, exact. Vorbesc cum să prevenim bolile, pentru că pentru un antreprenor care își dorește să aibă profit, trebuie să știe cum să prevină boala decât să o trateze, pentru că atunci vorbim și de o cheltuială mai mare și vorbim și de timp, că timpul este prețios în mediul business, da? Și învăț cum să trăiască mai mult și mai bine și astfel încât să facă profit cât mai mult. Avem recomandări de, nu știu, alimente speciale care ar trebui evitate sau alimente care ar trebui să fie, să zicem, în dieta unui om foarte activ?
dau un exemplu. Da, da. Eu știu că e o întrebare foarte generală și mă gândesc că și oamenii care urmăresc înțeleg ideea că tocmai de-aia tu faci chestii personalizate pe... Dar mă gândesc că ar trebui să fie unei care se pliază. Exact, da. Mai ales dacă vorbim de oameni foarte ocupați, mm-hmm. care au nevoie de concentrare, au nevoie să fie 100% acolo în momentul când vorbesc. Mă gândesc la alimente bogate în vitamine din grupul B, okay. în magneziu, că trebuie să fim și liniștiți în momentul când lucrăm cu oamenii. Complicat. Da. Și aici putem să dăm exemplu legumele cu frunze verzi, da? Okay. sau nuci. Sau dacă vorbim de acizi grași, care în ultima perioadă sunt la mare modă și într-adevăr studiile arată lucruri frumoase despre acest supliment cu omega-3, pe care îl putem lua din pește, din nuci, din semințe, okay. dar ar trebui și suplimentat. Dar okay. asta discutăm personalizat în fiecare, exact, după niște analize. Deci o dietă mai bogată în pește și nuci și în alune. Dieta mediteraneană, aș putea spune. Okay. Că italienii trăiesc mai mult, chiar mai bine. Chiar în curiosa că ai spus dieta mediteraneană. Cei de acolo au cumva... Da. Longevitatea este, da. Să zic, un punct forte al italienilor prin dieta mediteraneană și, într-adevăr, au o dietă foarte bogată în acizi, în uleiuri de bună calitate, da. Mănâncă carbohidrați complexi, în sensul că mănâncă paste integrale, majoritar acolo, multe legume. Da. Și ar fi bine să ne inspirăm și să noi. Ne inspirăm, din păcate, mesele românilor nu prea seamănă cu dieta asta mediteraneană. Și suntem mai balcaniadă. Exact, da, suntem... Avem mese, exact, avem mese bogate în acizi grași și saturați, nu de foarte bună calitate, care ne crește colesterolul acela rău, să okay. spunem așa, între ghilimele. De aceea trebuie să avem grijă și ar trebui să ne inspirăm, să mai includem și puțin ulei de măsline, să mai includem și paste integrale, și pește, și legume, dar okay. totul cumpătat. Uite, aș vrea să te întreb, să revenim un pic la partea de antreprenor, că ai spus de longevitalitate, ceva da. De genul. Dacă există o legătură, eu știu că există, dar vreau să văd cum să explicăm o legătură directă între productivitate sau, nu știu, atenția unui antreprenor și ceea ce efectiv mănâncă. Pentru că acum noi știm programul, uneori mănânci pe fugă, alteori mănânci prin diverse platforme de comandă online. Din păcate, antreprenorii nu fac cele mai sănătoase alegeri. Și astea să răsfrâng pe termen lung. Da, este important și aș spune, mai ales că în mediul business timpul este ceva prețios. Time is money, da. Exact, este ceva prețios. Aici aș spune, în momentul când simți că ai nevoie de claritatea procesului și simți că lucrurile scapă de sub control, cel mai bine e să ai un profesionist lângă tine, să trasezi niște obiective, să dea claritate procesului și astfel obții cele mai bune rezultate. Dar ce sfătuiesc oamenii foarte ocupați? Sfătuiesc, în primul rând, să aibă mese clare, da? Mic dejun, prânz, cină, în situație ideală, dacă nu măcar două mese, dar să fie două mese fără multe alte ronțăieli. Că mediul ăsta business, în momentul când stai la birou, ai tendința de a rânțăi tot timpul. Ai în față o alună, un covric, te mai duci în birou la colegul și mai găsești o prăjitură ca a fost ziua lui. Adică sunt ronțăieli pe tot parcursul zilei și de asta aș sfătui, în primul rând, că majoritatea oamenilor care fac nutriție sfătuiesc să avem gustări sănătoase. Eu spun, de ce să avem gustări sănătoase? Mai bine fără gustări, mai bine să am două mase sănătoase, complete. Dacă e să mănânc ceva dulce, le mănânc legate de acele mese, dar nu mai ronțăi toată zi, e un proces de conștientizare la mijloc. Uite, o să vreau un pic să atingem și conceptul de fasting. Eu știu că tu ai făcut o întreagă poveste și un discurs întreg pe partea de fasting și mă gândesc că vorbim despre benefic. E un trend acum. Exact. Și n-aș vrea să lăsăm deoparte un trend care există, nu discutăm dacă e bun sau rău. Aș vrea să dăm câteva repere. Doamne, dacă tot ai apucat să faci fasting, uite, așa ar trebui să faci sau poate ar trebui să te gândești la două, trei chestii. Exact. Știu că tu ai dat o rețetă, o idee de 8-16 sau ceva de genul. Poți să ne detaliezi puțin ce ar însemna un fasting, să spunem așa, semi-corect? Exact. Eu sunt pasionată de fasting, asta pot să spun. E un concept de actualitate acum în România, dar eu l-am implementat, să spun așa, și l-am testat pe mine cu mult timp înainte, deci vorbim de ani. Și
fasting-ul este de două mari tipuri și asta aș vrea să clarifici. Clarific. Da, este fasting-ul intermitent, în care ai perioada de pauză undeva sub 24 de ore, și vorbim de fasting-ul terapeutic când ai perioada de pauză peste 24 de ore. Ce înseamnă acest? De pauză non-alimentară. De pauză non-alimentară, pentru că fasting-ul, aș vrea să clarific asta, că din păcate n-am spus la început, are două perioade. O perioadă când ne alimentăm și o perioadă când nu ne alimentăm. Magia procesului se întâmplă când nu ne alimentăm. Cu toate că pacienții în cabine de multe ori sunt întrebați: când credeți că se întâmplă lucrurile bune în acest proces? În momentul când mâncăm. Uite, din păcate nu. În momentul când nu mâncăm, se întâmplă magia procesului și rezultatele din studii sunt remarcabile. De acesta am și implementat foarte mult ideea de fasting. Dacă vorbim de fastingul intermitent, care este o chestie de putem face singuri acasă, avem nevoie de organizare, cel mai citat interval de fasting în studiile din Harvard este cel 8:16, adică am 8 ore interval de masă, 16 ore de pauză. Exact. Okay. Dar acest interval de pauză trebuie stabilit, adică trebuie organizat. Da? Nu, majoritatea oamenilor se uită pe internet și zic: mă apuc să fac fasting, că e atât de ușor. Nu-i chiar atât de ușor. De ce? Trebuie să am o ordine a zilei. Trebuie să-mi stabilesc un interval pe care eu să îl țin exact câteva zile consecutiv din acel moment. Pentru că omul ce zice: azi încep la ora 1 și adun 8 ore și în intervalul ăsta mănânc, pe urmă a doua zi nu mai știu, mănânc de la 11, mănânc de la 2, mănânc de la... somn, cu 7 ăsta, și din păcate este un haos. De aceea spun că ar trebui un interval de bun simț. Și bun simț nu spun eu din postura de medic. Bun simț spune secreția noastră hormonală, pentru că ar trebui să fie acest fasting în concordanță cu ritmul nostru nictemeral, adică corpul, momentul când vine seara, se întunecă afară, începe să secrete melatonină, care este un hormon al somnului, da? Și induce somnul, ne ajută să inducem somn. Omul modern ce face? Seara ajunge acasă, se relaxează, butonează, hai să mai mănânc ceva, și majoritar masa cea mai mare, din păcate, este seara. Exact. Și aici, de aici apar și kilogramele în plus. În momentul când ne organizăm ziua și avem, dacă ar fi să facem fasting, spre exemplu, ne spunem un interval de 8 ore și spunem un interval 10-18. Sau, când am voie să mănânc. Exact, 11-19, dar de la ora 18, respectiv 19, în funcție de ceea ce îmi propun. Până a doua zi, la ora 10, respectiv 11, nu mai mănânc nimica, în schimb am grijă să mă hidratez foarte bine. Ce vrei? Apă și ceai, eventual? Apă plată, apă minerală, ceai neîndulcit și cafea, dar cafea simplă. Neîndulcite toate, fără lapte, fără. Uite, spun și o experiență mea, pentru că acum ceva timp m-am testat eu efectiv să văd dacă pot să rezist. Și am stat 72 de ore fără să mănânc. Am băut apă, am băut cafea, nu pot să zic că mi-a fost în vreun fel rău sau ceva, n-am avut niciun fel de chestie. Dar, într-adevăr, ai nevoie de un mindset special ca să poți să rezist. Iar ceea ce îmi spui tu, cred că e mai mult despre disciplină. Nu e vorba că nu stă nimeni nemâncat. Că poate să stea toată lumea. Dacă eu am stat 72 de ore fără să mănânc nimic, se poate. Adică nu e 16 ore, cum spui tu, interval, mi se pare de bun simț, mai ales că intervine și somnul. Doar că cum faci să-l provocăm pe un om care își dorește să-și respecte acest interval? Da, e greu să faci un om. Bine, trebuie să-și dorească cu adevărat omul din fața mea să facă aceste schimbări și să vină cu o motivație. Că de multe ori le spun: dacă aș putea eu să mănânc pentru dumneavoastră, ar fi minunat, dar din păcate nu se poate. Da? Și omul din fața mea trebuie să facă acele mici schimbări. Okay. Lucrurile nu ies minunat din prima săptămână. Asta pot să spun din experiență și asta le spun și lor. Pentru că nu vă gândiți că după o săptămână viața dumneavoastră o să se schimbe. Exact. Dar cu pași mici și sigur punem o bază solidă și astfel construim un stil de viață, că nu este doar despre a slăbi, este de a te menține pe termen lung. Cu totul și cu antrenor, e vorba, după vreo două zile atunci când am făcut această pauză, se simțea inclusiv în calitatea deciziilor. Era mult mai direct, mai decizional, fără să o lărâi. Adică aici la propriu. Vorbim de frumusețea fastingului, care are beneficii. Deja sunt cu totul și cu totul în alte beneficii. Exact. Pentru că aș vrea să înțeleagă oamenii că fastingul ăsta sau antrenor, e vorba, postul blinciu pe care îl făceau acum să fac de ani de zile, adică nu e vreo invenție modernă neapărat,
aduce mai multe beneficii, nu doar kilograme în plus, nu. Adică aduce claritate. Eu spun că ăsta ar fi ultimul beneficiu, minus kilogramele. Da, într-adevăr. Bine, ce ai făcut tu acum este fasting terapeutic. Perioada ta de pauză ar fi peste 24 de ore. Și da, aici în zona de fasting terapeutic cel mai bine, mai ales dacă sunt probleme de sănătate sau, nu știu, diferite situații, cel mai bine ar fi discutat cu un doctor în cabinet, că poate apărea și hipertensiunea, poate am nevoie de a suplimenta în aceste 72 de ore. Și eu recomand aceste 72 de ore după o perioadă de fasting intermitent. Adică dar bine, eu știu că tu ai făcut fasting intermitent înainte să mergi în cele 72 de ore. Da. Și aici beneficiile sunt wow, pentru că fastingul, din punctul meu de vedere, are niște beneficii wow și primul a zice că este ideea de autofagie. Uh-huh. Este, de fapt și de drept, resursa celulelor noastre de a-și îndepărta componentele care nu sunt de bună calitate. Este, de foarte fapt, tare, statutul nostru natural de autovindecare. Deci de filtrul de curățare, da? Exact, exact. Cum facem, punem antivirus la calculator și facem curat în calculator, așa face și corpul nostru, tare, interiorul lui. Da. Și ideea este că noi avem resursele necesare, doar că nu mai trebuie să-i mai dăm să mănânce în timpul ăsta. Trebuie să-i dăm o perioadă de respiro, că este de fapt o meditație a organismului de multe ori această pauză alimentară. Și ideea asta de autofagie mă ajută să previn boli. Spre exemplu, cum ar fi cancerul. Adică în momentul când corpul nu e ok, poate să secrete în orice secundă, în orice minută o celulă canceroasă. E, fastingul prin această autofagie mă ajută să fac o curățare. Nu 100%, dar mă ajută. Foarte tare. Intrăm într-o mică publicitate de 3 minute, după care revenim la doctor Alexandra să descoperim ce avem de făcut mai departe pentru o nutriție corectă pentru corpul nostru de antreprenori. Încercăm să vedem cam cum arată viitorul. Dacă ar fi să-l traducem din perspectiva prezentului, luminița aia de la capătul tunelului s-a cam stins. Vom discuta despre Cupa Mondială la rugby. După mine, probabil cel mai frumos mondial de rugby, cel puțin din ultimele decenii. Vom discuta despre cum să faci business în industria înfrumusețării. Vorbim despre România între război și pace. Pace la noi, război în jurul nostru. Benjamin Netanyahu a spus că nu există șanse să înceteze focul. Astăzi vom vorbi despre cum te protejezi pe social media. Am observat că există această, poate, confuzie sau dilemă referitoare la sufletul uman. Salutare, bun prieten, Jurnal de Business e prezent la întâlnirea cu dumneavoastră și de această dată discutăm despre oameni și lumea necuvântătoarelor. Sferă de interes cu HD Harman și Andrei Stoian. Noi ne-am costumat în Harman și în Stoian. Domnul Harman, lăsați-mă să fac intro, de ce interveniți peste mine? Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională care recunoaște excelența în domeniul relațiilor publice. Căutăm și, bineînțeles, găsim soluții practice pentru toate companiile din România care își doresc să facă profit. Povestea fondurilor europene e o poveste pe care o tot întâlnim de ani buni, nu foarte mulți, dar nici foarte puțini. O să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Situația este extrem de grea pentru că bombardamentele continuă, numărul victimelor continuă și ele să crească.
femeile se implică din ce în ce mai mult în leadership, se implică în viața socială, ba chiar și în politică, și unde rămân bărbați? Pornim la drum cu rolul unei camere de comerț în economia de astăzi. Care este rolul unui cadru didactic și cât de vocațională este această meserie? Astăzi avem alături de noi un invitat cu totul și cu totul special, pe fostul mare fotbalist Sabin Ilie. Bine ai venit alături de Bine noi, dragule! Bine, mulțumesc frumos pentru invitație! Ceea ce vedem la ora actuală pe toate rețelele de socializare, pe foarte multe televiziuni, este un alt fel de joc al emoțiilor. Este, dacă vreți, un război al informațiilor. O nouă emisiune, astăzi vorbim despre influența Turciei în Orientul Mijlociu. Au fost eliberate două ostatice destul de în vârstă. Una dintre ostatice, înțeleg că a făcut un gest de a strânge de braț un membru Hamas, lucru care a strânit foarte multe critici. Nu putem ști și mi se pare absolut anormal să stăm acum să criticăm. Ne refacem energetic după suferință și ce contează cu adevărat? Asigurările de sănătate au devenit o componentă. Am revenit în studio alături de dr. Alexandra Moise să descoperim ce înseamnă nutriția, longevitatea, doar că rămăsesem înainte de publicitate să vorbim despre fasting. Și aș vrea să te întreb încă o dată, Alexandra, o parte din beneficiile fastingului, pentru că știu că sunt foarte multe și nu o să le putem detalia pe toate, dar să ne mai spui câteva lucruri. Exact. Am spus înainte de publicitate despre autofagie, care este de fapt curățarea organismului nostru. Da. Apoi, a spune despre claritate mentală, pentru că vorbim de mediul business și asta căutăm și tu ai spus că după fastingul tău terapeutic de 72 de ore te simțeai mult mai bine, erai mult mai ancorat în ceea ce făceai. Fastingul mă ajută să fac acest lucru, chiar simplu fasting intermitent, prin secreția de neurotrofine, care sunt niște proteine mici, ne ajută la regenerarea și rejuvenarea neuronilor. Neuronii sunt niște... Da, să ne întinerim neuronii. Neuronii sunt niște celule speciale care până acum puțin timp credeam că nu se mai divid. Se mai divid, dar nu chiar așa cum ne-am dorit noi. De aceea ar trebui să avem grijă de neurotroficitatea și neuroplasticitatea noastră. Că în momentul când neuronii sunt în stare bună și deciziile pe care le luăm sunt în stare bună. Da? Și fastingul promovează longevitatea prin menținerea constantă a hormonului de creștere, hormonul somatotrop, care odată cu trecerea timpului, acest hormon scade ca și secreție odată ce înaintăm în vârstă. La copii avem o secreție mai mare, cum înaintăm în viața adultă? Scade. Exact. Fastingul, de fapt, perioada de fasting, perioada de post, mă ajută să mențin secreția constantă a acestui hormon de creștere și mă ajută să promovez longevitatea, da? Și a spune că este un lux în ziua de astăzi să mergem pe ideea de longevitate, pentru că, din păcate, din câte știu eu, în România suntem la coada clasamentului în ideea de longevitate. Știu că ultimii sunt bulgarii cu o speranță de viață undeva la 70 de ani și România este undeva la 71,3. Asta Exact. Eu plănuiesc să trăiesc mult mai mult de atât. Asta zic am multe eu. De făcut. Nu. Deci trebuie să implementăm ideea asta de longevitate și longevitalitate, pentru că nu trebuie doar să trăiești mai mult, trebuie să trăiești bine mai mult. Exact. Uite, apropo de cum să trăiești bine mai mult, aș vrea să te întreb dacă în afară de alimentație mai sunt lucruri importante de luat în seamă când vine vorba așa de organism, performanță, longevitate. Exact. Sunt multe aspecte de luat în calcul. Alimentația este așa un
prim pas. Dar în momentul când inițiem niște schimbări în viața noastră, trebuie să ne gândim și la hidratare. Okay. Hidratarea, așa, hidratarea este foarte importantă din punctul meu de vedere, pentru că un creier, primul organ care se deshidratează în corp este creierul. Cu un creier deshidratat, deciziile proaste se pot lua foarte ușor. Sunt primele, da? Exact. În momentul când ne hidratăm, și trebuie să ne hidratăm constant, că lumea ce spune, am nevoie de minim 2 litri de lichid pe zi, că toți am văzut faimoasa reclamă, da? Și ce se întâmplă? Omul bea un litru dimineața, un litru seara, mai ales dacă vorbim de oameni. S-a făcut 2 litri. Nu, nu e despre asta, pentru că corpul meu are nevoie de timp pentru a asimila acea cantitate de apă. Și spun, dar nu trebuie să beau peste noapte aia 2 litri. Uite, aș vrea să te întreb o chestie ca să faci Deci nu beau noaptea, e clar. Întrebare. Eu, Angel, beau constant apă, multă. Ideea este, există posibilitatea să bei prea multă apă? Există posibilitatea să bei prea multă apă și aici vorbim de patologie, dar multă apă înseamnă peste 3-4 litri, dar trebuie să raportăm cantitatea de apă la kilogramele noastre, adică avem nevoie de minim 30 de mililitri de apă pe kilogram corp. Adică la 100 kg, deci cam 3 litri. Asta e minim. Deci tu dacă treci peste 3 litri, e extraordinar pentru organismul tău. Bine, vorbim asta de necesarul minim al organismului, că dacă este cald și transpirăm, bine, avem nevoie nu luăm extremele, gen foarte cald sau, nu știu, maraton sau ceva unde automat trebuie hidratat. Da. Și asta cu hidratarea constantă în viața noastră e o chestie greu de implementat. E atât de ușor de spus, dar e foarte greu de... Adevăr că eu am clienți care îmi spus că, băi, tu știi că n-am băut deloc apă asta și ora 2-3. Și vezi, iau decizii proaste pe partea de mine. Ciudat, că eu am apă peste tot, în mașină, peste tot. E o vorbă care spune că apa pentru creier este ca aerul pentru plămâni și chiar asta se întâmplă. Okay. În momentul când vrem să fim atenți la un proces, vrem să avem claritate asupra vieții noastre, da, trebuie să bem apă, avem nevoie de apă. Suntem construiți în mare parte de apă, dar trebuie să bem apă. Ăsta e secretul. Oamenii nu lichide. Exact. Ca și lichide, aici vorbesc de apă plată, apă minerală, cei neîndulcit, dacă vrem să slăbim. Dacă nu vrem să slăbim, va să fie și puțin îndulcit, dar nu sucuri carbogazoase, nu sucuri de fructe, din păcate. Că pare atât de fancy să-mi pun lângă masă. Exact. Nu face parte neapărat de hidratare, nu? Nu, nu face parte de hidratare, dar apoi, ce fac cu acel fresh? Practic, storc o portocală, un măr. Eu, practic, poate nu pot să mănânc 2 portocale și un măr acum, dar pot să beau zeama de la o portocală și două mere, da? Practic, îmi iau doar zahărul din fructele respective și renunț la fibre, că am nevoie de fibre în alimentație, am nevoie de un echilibru în tot ceea ce fac. Deci tot nu e ok să beau, să mă hidratez cu foarte mult asta. Nu, sau mai ales sucuri carbogazoase, astea ies din discuție. Cred că le-am scos din demonii. Dar dacă ne dorim ideea asta de carbogazoase, putem să mergem pe ideea de apă minerală. Okay. Da, apă minerală naturală și mai ales România are niște resurse extraordinare. Da, sunt luate de străini majoritatea și le vând sub brand românesc. Vreau să intrăm în astfel de detalii? Da, dar am putea să bem o apă minerală de genul ăsta, care costă mult mai puțin decât în afară și beneficiile ei sunt minunate. Adică dacă ne gândim că avem o zi mai stresantă, putem să mergem pe o apă minerală care are un procent de magneziu mai mare și așa mai departe. Eu știu cel puțin 3 companii care exportă apă minerală în afară, iar una dintre ele nu are nici un leu vânzare în România, doar afară export. Ca să înțelegeți, există o companie la noi care vinde apă din România îmbuteliată în Dubai. Adică dacă oamenii au venit de acolo, de la mama zmeilor, să ia apă de aici, ori și făcut ei bine. Le-am crescut la ea speranța de viață acolo și trăiesc mai bine, că e mai ce bine să trăiește în Dubai. Da. Și la noi am scăzut. Dar, din păcate, nu promovăm partea asta din resursele noastre române și eu spun că ar trebui o chestie importantă pe care o putem folosi pentru sănătatea noastră. Da, o avem în curte și nu o folosim. Da? Adică resursele pe care nu le vedem de noi, să zic așa. Da. Aș vrea să întreb dacă există o dietă ideală pentru, nu știu, profesioniști de top, ceva... Nu este o dietă ideală, pot să spun, adică acum să pot să scriu pe o coala 4 ceva stat. Cu toate că dacă am dat un research pe net, sigur am găsit specialiști care au dat astfel de diete. Exact, cu siguranță. Dar în momentul când ții o dietă de genul ăsta după net, lucrurile se întâmplă în 5-7-10 zile, da? Și apoi renunți, că apare frustrarea, zic, nu pot să țin chestia asta, pentru că nu discuți ce elemente noi apar în viața ta, în viața pacienților mei, în momentul când inițiem un plan
ani și ne vedem săptămânal, la două săptămâni, la trei săptămâni, patru săptămâni, depinde dacă vorbim de mențineri, discutăm, apare Crăciun, apare Revelion, apare o masă la restaurant, învățăm cum să facem aceste excepții, astfel încât să nu mai fiu cu kilograme în plus sau să nu mai încrească colesterolul, să nu mai încrească trigliceridele, adică depinde de ce obiective avem. Dar nu există o dietă standard. Cheia este personalizarea din punctul meu de vedere. De pentru că fiecare individ are... Ce organisme diferite. Exact. Este, este diferit și are o patologie. De multe ori discutăm de o patologie aparte. Când ajung pacienții la mine în cabinet, facem un set de analize, recomand un set de analize și în funcție de acel set de analize vedem ce e nevoie pentru omul din fața mea. Dacă am nevoie de substituție, dacă vorbim, spre exemplu, de substituție din alimente, pentru că, da, mie cel mai mult îmi place să învățăm să ne luăm acele vitamine și minerale într-un mod sănătos, că de asta avem atâta resurse în organism, să le punem la treabă. Dar dacă deficitele sunt atât de mari, avem nevoie și de un supliment. Dar întotdeauna parte de nutriție și suplimentat lângă. Nu mai avem foarte mult timp din emisiune, dar aș vrea să nu s-ar peste câteva lucruri importante. Oamenii de business și antreprenori călătoresc mult. Exact. Există vreun, nu știu, recomandare pe care le-ai face așa la prima strigare? Da, țin multe consultații pe WhatsApp sau pe Zoom din aeroport și mi-arată ce soluții avem acolo în aeroport. Exact. Și eu de multe ori când călătoresc mă gândesc dacă aș fi în locul lor, oare ce aș alege. Dar dacă vorbim de un proces de slăbit aici, lucrurile sunt un pic mai stricte de multe ori. Dar din ce am văzut în ultima perioadă, și în aeroporturi au început să găsească soluții sănătoase și în, chiar în avion soluții sănătoase, dar există, adică dacă ne propunem să slăbim și în avion ne dă un sandwich care are multă pâine, pot să mănânc doar jumătate din pâine, adică eu sunt cel care face alegerile, eu sunt arbitru vieții mele și știu dacă am mâncat prea mult sau am mâncat prea puțin, dar dacă mă hidratez constant, nu pun sucuri carbogazoase lângă masa respectivă, chiar dacă n-a fost perfect, a fost ceva un pic mai bine decât aș fi făcut eu înainte. Super, asta, da, sunt de acord să eliminăm carbogazoasele, da, cu toate. Și recomand în primul rând, când vorbesc de oameni ocupați, discutăm cam ce am putea mânca la restaurant sau ce am putea comanda. Acum există și resursa aceasta în momentul când poți să-ți comanzi mesele diverse, când ești la birou și discutăm în funcție de ce îi place omului respectiv, pentru că nu cred că cheia este de a impune ceva, este să de înțeleagă procesul, exact, creier, exact. Exact, da. Și din punctul meu de vedere nu există alimente interzise, ci cantități și momente nepotrivite ale zilei. Și dacă suntem cumpătați în alegeri, orice am mânca nu va fi o problemă. Numai să fie porția de... Exact. Okay. Să fie pentru organismul nostru, pentru că eu le dau următorul exemplu. Când am văzut în ultimii ani de medicină, am văzut cum arată un stomac și stomacul nostru este ceva de genul așa. Eu nu cred, dar nu cred că am depășit am înțeles. Este un caz special. Ca și când am ține palmele apropiate, o porție mare de mâncare la restaurant, o porție mare la restaurant n-ar avea ce căuta într-un stomac sănătos. În momentul când, da, mâncăm porții mult prea mari pentru stomacul nostru, apare dilatarea, da? Și la începutul procesului, cu un stomac dilatat și sub sevrajul poftelor, să spunem așa, este un pic greu de gestionat situația. Și trebuie să fim răbdători, să fim blânzi, să înțelegem că lucrurile astea trebuie să le implementăm cu blândețe ca să devină un stil de viață. Și, într-adevăr, în 2-3 săptămâni ieșim de perioada asta mai critică. Acum nu vreau să sperii pe nimeni, dar ăsta este adevărul. Și începem să facem alegeri wow pentru organismul nostru. Adică organismul nostru are capacitatea de a reveni de unde a fost. Bine, în unele cazuri există și excepții. Da. Nu vorbim de excepții. Exact. Uite, pentru că mai avem, cred că, un minut din emisiune, așa să te întreb pe scurt. Ce sfaturi ai da unor oameni de business apropo de alimentația zilnică, nu știu? Câteva sfaturi sănătoase, am putea spune, care ar putea fi generale. Eu le-aș recomanda să-și organizeze ziua foarte clar, să aibă să aibă trei mese, ideal, sau dacă nu, două mese, dar să fie mese consistente, adică să am și parte de proteină, să am parte de carbohidrat, să am ceva colorat în farfuriele recomandate pentru a ne lua vitamine și minerale. Da, întotdeauna o frunză de salată, un ardei, un castrat,
gravete, ceva colorat lângă. Asta este pe parte de alimentație. În schimb, avem nevoie de o hidratare cât mai bună și cât mai constantă. Oamenii ocupați au tendința de a bea multă cafea, din păcate, mm-hmm. și cafeaua deshidratează, dacă stăm să ne gândim, okay. că e un diuretic. Da. Lângă cafea, întotdeauna regula mea este de a pune un pahar mare de apă, pe lângă hidratarea, de-am discutat asta înainte. Asta o fac, deci aici sunt pe da. Apoi parte de mișcare. În viața okay. unui antreprenor este foarte greu de introdus mișcare, dar să învățăm să fim mai activi, da? Să învățăm prin mici trucuri, urc scările pe jos, parchez mașina un pic mai departe și poate merg pe jos. Doamnele de multe ori zic, am tocuri, nu pot să merg, adică scuze, se găsesc. Dacă nu, încercăm să facem, nu știu, 10 minute, 15 minute de exerciții, de bicicletă, de bandă, orice mică schimbare pe partea asta de mișcare este wow pentru organismul nostru. Și în ultimul rând, somn, odihnă, relaxare. Ok. Mulțumesc mult, doamna doctor, pentru idei, pentru sfaturi. A fost alături noi Alexandra Moise, ne-a învățat un pic despre ce înseamnă fasting, ce înseamnă nutriție și mai ales ce ar trebui să facem corect din punct de vedere al alimentației zi de zi la birou. Ne vedem marți viitoare la o nouă ediție a emisiunii Facem Profit. Ai